Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit. Iată, la noi astăzi în studio se află mulți copii frumoși și dragii mie, cu siguranță și celor care ne privesc acum. Vârsta copilăriei este una plină de culoare și e bine să ne molipsim așa din când în când sau de câte ori avem posibilitatea de la ei să luăm din entuziasmul lor, din puritatea în care trăiesc și iată își desfășoară activitatea. Vorbim cu ei astăzi despre ceea ce aduce sportul în viața lor, despre mișcare, despre preocupările lor. Suntem foarte interesați să ne aflăm ce gândesc cei de vârsta lor. Bine v-am regăsit, copii, pentru că noi ne vedem zi de zi pe coridoarele școlii Alexandru Ioan Cuza. Ei de acolo vin, vi prezint pe Rareș, Eliza, Carina și Vlăduț, da? Vlăduț și Rareș, iată, au un an destul de plin, un final de an școlar destul de plin pentru că îi așteaptă examenul de capacitate. Fetele mai au un pic până acolo. Pe data de 14 mai a avut loc o competiție foarte frumoasă, o competiție sportivă, s-a numit Cupa Prieteniei, organizată de doamna profesoară Cosma Doina, profesor de sport la școala din care fac parte acești copii, Alexandru Ioan Cuza. De când v-ați îndrăgostit voi de volei? Pentru că despre volei e vorba. Cine ne spune? Rareș? Acum un an am început să îndrăgim acest sport, deoarece este un sport în care poți să lucrezi în echipă și poți să comunici. Și este un sport foarte frumos, te dezvolți și capeți anumite experiențe foarte frumoase. Deci, dincolo de spiritul de competiție care cumva există între echipa voastră și echipele celorlalte școli, între voi acolo, coechipierii, se formează și se dezvoltă acest spirit de cooperare, nu? Da, chiar dacă suntem adversari și nu, poate ar trebui să fie o rivalitate între noi, tot ne înțelegem și suntem prieteni și vom continua să rămânem tot așa. Uh-huh. Cine te-a atras în acest sport? În acest sport m-a atras, practic eram în clasa 7 și am văzut copiii de clasa 8 cum se jucau. Și, nu știu, mi s-a părut distractiv și am început și eu să merg la aceste cursuri de sport. Și... Le faceți doar la școală sau te antrenezi și în afara școlii? Doar la școală, că nu-mi permite timpul, mai ales că sunt clasa 8 și am și examenul de capacitate. Uh-huh. La tine cum a fost, Eliza? Păi am început să practic acest sport acum 2 ani, în clasa a 5-a și la fel, cum a spus și colegul meu, Rares, îi priveam pe copii cum se jucau și așa am început și eu să joc. Ce-ți place cel mai mult la acest sport? Mai practici și altele pe lângă volei? Da, handbal și puțin fotbal. Puțin fotbal, fotbal feminin, interesant. Și cred că avem și o echipă de fotbal feminin, Vulpițele sau ceva de genul acesta. Carina? Acum un an am început să practic sportul datorită Elisei. Te-a cooptat ea în echipă, nu? Da. Și... Ți se pare greu, ușor? Cum e? Și greu și ușor, pentru că... Care e partea cea mai dificilă? Ce ți se pare cel mai dificil? Sunt grele antrenamentele? Uneori. Sunt grele. Necesită efort din partea ta, nu? Vlăduț, te văd așa, foarte energic, plin de altfel de energie. Cred că ți place sportul în general, foarte nu? Mult. Uh-huh. Și la volei ce te-a atras? M-a atras cel mai mult, adică jocul și mai ales spiritul de echipă. Mm-hmm. Și
Asta... Reușești să colaborezi cu ceilalți membri ai echipei sau ești mai individualist, așa, vrei să înscrii tu, să... Câteodată așa, câteodată așa, pentru că uneori nu am încredere în coechipierii mei. Da, trebuie să mai muncești un pic la asta. Uite, cu toții cred că ne confruntăm cu această problemă de a avea încredere în cei de lângă noi, în oamenii pe care îi avem în jur. Aveți puțină oră de sport la școală? Două ore? Nu, o oră pe săptămână. O oră pe săptămână? V-am mai tăiat o oră, cei de-a opta oră pe săptămână și voi? Două ore. În restul timpului aveți alte activități care să implice mișcare atunci când ajungeți acasă sau în timpul vostru liber, în weekend? Rareș. Acum un an, să zicem așa, am practicat un sport foarte frumos numit orientare turistică. Interesant. Foarte frumos și mă voi reapuca după ce voi da examenul. Unde făceai astfel de cursuri? La clubul atletic din Roman. Bănuiesc că mergeați efectiv pe teren, nu? Făceați ore practice. Da, în fiecare săptămână, să zicem așa, de la ora 4 până la 7, să zicem așa. Am făcut sport de performanță și am luat chiar și locul 1 național. Foarte interesant, ar fi bine să te reapuci dacă te descurcai atât de bine și ți mai și place pe deasupra. Tu, Carina, ai astfel de preocupări sportive? Handbal și volei acum. Practici într-un cadru organizat, nu? La școală, bănuiesc. Da. Și în timpul tău liber, ce obișnuiești să faci? Ca și mișcare, ca și activități. Cu bicicleta. Să merg cu bicicleta prin parc sau tot cu prietenii, cu rolele și cu bicicleta. Asta este minunat. Am observat că din ce în ce mai mulți tineri ies din fața calculatorului, ies din casă și se duc prin parcuri, prin locurile acestea pline de verdeață, nu? Și desfășoară diferite activități sportive. Plăduți, asta se întâmplă sau doar mi s-a părut? Chiar se întâmplă și eu eram uimit că mai de mult, adică de exemplu acum 2 ani, stăteam extrem de mult în fața calculatorului, stăteam și nopți întregi și nu știu, de când am început să fac volei, parcă am început să ies mai mult afară, început să-mi placă mai mult sportul. Iată cât de eficientă poate fi școala și să o ia pe copii, să-i desprindă de acolo din fața calculatorului. Trebuie doar să aveți o inițiativă, căci iată, e posibil să le placă și chiar să dorească din proprie inițiativă să desfășoară și alte activități sportive pe parcurs. Vă mai rămâne timp necesar și pentru a vă recrea după ce veniți de la școală? Acum depinde ce teme avem sau ce avem de lucru sau depinde cât stăm noi să învățăm în plus. Câteodată chiar este timp. Ție cam cât timp îți rămâne așa în fiecare zi pentru destinderea ta? Păi între o oră și o oră jumătate. E suficient, e suficient, nu? E suficient. Ce preferi să faci cu timpul tău, Vlăduț? Păi ori mă uit la televizor, ori ies pe afară în cele mai multe dăți, ies cu prieteni, ori mă duc la cineva acasă, mai vorbim, mai... Așa, ori ies la un suc, nu știu. Deci ai destul de multe alternative. Da. La voi cum e, fetelor? Sunteți în clasa 7-a. Aveți suficient timp și pentru voi personal, pentru distracțiile voastre? Da, avem destul timp. Ce vă place să faceți în general? Păi să ieșim cu prietenii, cu bicicleta, cu rolele. Părinții voștri sunt așa degajați atunci când faceți astfel de ieșiri? Au încredere în voi? Depinde. Sau vă controlează din 5-5 minute, vă sună pe telefonul mobil să vadă cum sunteți? Nici chiar așa. Nici chiar așa, nu? Rareș? Mă mai sună, dar nu prea, adică știu să comunic cu ei, mă înțeleg și... Sper să continui tot. Și au încredere în tine, nu? Pentru că știi să faci alegerile corecte. Dacă ar fi voi să luați o inițiativă, nu știu, ați fi acolo în Ministerul Educației, ce schimbare ați face la nivelul școlii? Ce ați simți nevoia să
Păi eu aș pune mai mult, de exemplu, să ne ajute în viață, ore de gătit. Foarte interesant. Ar fi foarte eficient pentru fete mai ales. Și pentru băieți. Și pentru băieți, că Vlăduțu, dacă rămâi singur, și să vezi ce priză ai la fete dacă știi să gătești, adică ăsta este una, tu în plus, tu n-am să știi să gătești? minunat, o să vin în bucătărie la tine data viitoare să gătim ceva. Ce ți iese cel mai bine? Cafeaua. Cafeaua e bună, dintre dimineața ca să ne trezim. Cafeaua e un atu. Bravo, bine punctat. Să vă luați notițe de, iată, cursuri de gătit pentru tineri. Da? Să știm cum să combinăm ingredientele, care sunt cele mai sănătoase alimente. Ok? Da? Și, nu știu, cam atât. Asta din punctul tău de vedere, da? Carina? N-am idee. Îți place totul așa cum este sau crezi că ar fi nevoie de niște schimbări în sistemul nostru de educație? Îmi place așa cum este. Îți place așa cum este, da? Eu aș vrea o oră în care să facem tehnici de autoapărare. Interesant, da. Asta i-ar ajuta mai mult pe copii, mai ales fetele, dar și băieții. Să se apere, da? E bine pentru, iată, siguranța lor proprie, să știe cum să acționeze în astfel de cazuri. Da. Eu aș vrea ca să ne putem alege orele, cum ar fi ore de germană sau alte limbi străine, sau cum a spus colegul meu, gătit sau gospodărit sau altele. O să existe o diversitate mai mare de cursuri, unele dintre ele foarte practice, care să vă ajute mai apoi în viața de zi cu zi să vă dezvoltați, nu? Pentru că, iată, nu poți să fii bun la toate materiile dacă tu nu ai inclinații în sensul acela. Cum v-a ajutat pe voi școala până acum? Deci ce crezi că a adus așa? Cum t-a format ea? Sincer, a început să... Adică m-a ajutat să încep să gândesc mult mai limpede, să-mi... Cum să spun? Să-ți formezi așa niște opinii personale? Da, să-mi formez și caracterul, să mă ajute să-mi exprim mult mai ușor opiniile. Sunt luate opiniile voastre în seamă? Cel mai multe ori nu. Da, copiii sunt sinceri și iată, și lucrul ăsta trebuie să îl învățăm de la ei. Și da, și noi ca și cadre didactice ar trebui să facem ceva schimbări, pentru că ei s-au schimbat, au foarte multe de spus și noi la rândul nostru avem foarte multe de învățat de la ei. Dar acasă lucrurile se schimbă? Părinții iau în seamă ceea ce gândiți voi sau ceea ce vă doriți voi? Depinde cum ne comportăm și noi, depinde cum învățăm, depinde ce facem. E condiționată cumva, nu? Da. Iubirea aceasta. Elisa, tu spui clar și răspicat când îți dorești ceva? Da, adică mai și rog puțin, dar... În general spui ceea ce gândești? Și de obicei mă ascultă. Și chiar dă importanță spuselor mele. Știu că e o întrebare cumva expirată și pe care vă pune toată lumea. Dar cum vedeți viața voastră peste câțiva ani, Rareș? Și cum te vezi tu? Nu știu, eu aș vrea să plec în străinătate, în Canada. Nu știu ce vreau să fac, dar deocamdată vreau să-mi trăiesc viața prezent. Bine gândit, iată de ce să ne gândim așa în perspectivă, cu toate că avem o idee. De ce în Canada și nu aici în România? Am rude acolo, mă înțeleg cu ele și super frumos acolo, e altă viață, cum se zice. Ce te încântă cel mai mult? Acolo? Da. Oamenii sunt mai civilizați, să zicem, așa. Nu știu, arhitectura, să zicem, mai modernă, mai... E un alt mediu în care simți că te-ai dezvolta mult mai frumos decât aici. Da, teoretic. Și ce nu-ți place la țara noastră? Eu sunt mândru că sunt român și voi continua să fiu. Știu că asta este casa mea și mă voi reîntoarce mereu la ea. Dar, mai bine acolo decât aici. Mai bine acolo.
Asta ai văzut tu cu proprii tăi ochi sau ți se spune de către cei din jur că e mai bine să pleci? Am fost și în străinătate în Paris și e foarte frumos acolo. Uh-huh. Și vă dați seama că ar trebui să fie cam la fel. Și mi-am mai și zis. Uh-huh. Ai văzut că se poate mai bine. Tu, Namțu, de ce te-ai întors acasă? Că și tu ai fost plecat. Trebuie să te invit la o emisiune, să-mi vorbești despre asta, nu? Cred că cel mai bine am stat noi. Tu îmi pregătești o cafea bună, da? Și stăm de vorbă să-mi spui și mie ce te-a făcut să te întorci acasă. Eliza, cum te vezi? Păi nu prea știu deocamdată ce voi deveni, dar... Ce ți-ar plăcea sau cum te vezi? Ceva cu medicina sau cu sportul, nu știu exact. Uh-huh. Ai conștientizat că e important să înveți sau o faci pentru că mama își dorește note mari și... Nu, e important să înveți pentru tine. Uh-huh. Mai mult. Și faci asta cu drag, cu plăcere? Depinde de materie. Ce materie îți plac? Matematica îmi place foarte mult, chimia... sportul, pauza. Pauza e materia noastră preferată. Păcat că durează doar 5 minute și în total, nu știu dacă aveți 25 de minute de pauză așa pe zi, dar cred că e mult. Carina. Eu m-aș vedea, adică eu aș vrea să fac liceul sau facultatea în străinătate. Tot ceva cu medicina. Tot cu medicina. Blăduț? Eu, dacă nu ajung acolo unde îmi doresc, eu cred că îmi voi cumpăra un restaurant sau ceva și voi rămâne în România, sigur. Ah, cursuri de gătit, da. Restaurant, se pare că am descoperit care e plăcerea ta și hobby-ul tău. Dar de ce ai spus, dacă nu ajung acolo unde aș vrea să ajung, unde ai vrea să ajungi? Eu aș vrea să merg la Academia Militară, dar din cauza că am o problemă de sănătate, nu cred că pot să merg. Uh-huh. Dar e bine să-ți dorești, da. Și e bine să o țintești spre asta, dar e minunat că ai și un plan de rezervă, ca să nu fii foarte dezamăgit. Știți că în perioada aceasta e campanie electorală, noi suntem așa mai departe, mai de pe altă planetă, parcă suntem, încercăm să venim cu emisiuni de divertisment. Dar voi, cum vedeți oamenii politici? Nu știu, vă uitați la emisiunile acestea electorale, Vlăduț? Nu prea mă uit. Nu prea. Dar dacă ai fi primar pentru o zi, la nivel de român, ce ai face? Păi, prima și prima dată aș da dulciuri tuturor copiilor. Știi că dulciurile sunt nesănătoase, te-ai pune bine cu copiii, da? Așa. Și după m-aș uita mai bine la toate străzile din Roman, așa. De exemplu. Și aș reorganiza poliția. Poliția? Da. Reorganiza-o. Ce l-ai face? Păi, nu știu exact. Te pune biciul pe ei să să organizeze mai bine, să intervină mai prompt? Cred că aș pune pe cineva să mai multe persoane se urmărească și să vadă dacă își fac treaba corect. Ok. Deci, iată, tu ai un interes direct în zona aceasta. Carina, primar pentru o zi. Ce ai schimba? Ce ai face? Să fim mai în siguranță, securitatea, tot la fel cu poliția. Mm-hmm. Și... Vă simțiți în nesiguranță la nivelul orașului nostru? Aproximativ. Da. Aproximativ, da? Poate asta e și din teama pe care o resimt părinții în permanență și vă transmit și vouă. Eliza? Păi, dacă aș fi primar roman, nu știu dacă aici se practică eutanasierea animalelor, dar aș opri asta. Ok, te-ai interesat și te-ai plecat mai mult asupra acestei problematici, nu? Da. De a îngriji animalele și de a le asigura cumva un confort. Da. Uh-huh. Rareș? Dacă aș fi primar pentru o singură zi, aș organiza mai multe evenimente
De exemplu, cum este în Ștran la noi, este foarte frumos și am văzut că tot se dezvoltă acest proiect. Da, și eu iubesc locul acesta, abia aștept să se finalizeze această zi de muncă și să ies la plimbare în Ștran cu trotineta, cu role, cu... Este un mediu absolut minunat și cred că se deschide astăzi, se inaugurează Ștrandul. Așa. S-a organizat acolo și am văzut... cinema în aer liber, un fel de skate park, e super frumos. Da, cred că o să ne întâlnim cu toții, o să fie neîncăpător Ștrandul din Roman. Cât de cârcotași am fi, trebuie să recunoaștem că s-au făcut ceva investiții în zona aceasta de divertisment, de relaxare. Bănuiesc că vă place și parcul, nu? Da. Să mergeți să vă plimbați pe acolo cu bicicleta, cu... O singură problemă ar fi în parc. N-aș vrea să pară așa, nu știu, să zic ceva de rău, dar păsările de acolo, mai ales. Păsările? Da. Care păsări? Ciorile sau la? Ciorile, da, ciorile. Trebuie găsită o modalitate să stârpim. Ciorile fac parte și ele din viața noastră. Ce să facem? S-au mai încercat, cred, diferite modalități de ale... mai împuțina, dar iată că tot vin. Le suportăm și pe ele, așa cum suportăm toate celelalte probleme care vin. Ce planuri aveți pentru această vară? Cum o să vă distrați? Mai ales dacă suntem în clasa 8-a, așa? Primul rând o să avem teme. Și dacă... Yes, fără teme! Și dacă mergem la liceu dorit, o să fim și fericiți și abia așteptăm să mergem la liceu, să vedem și noi cum este. La ce liceu te îndrepti? Spre ce tinzi? La Vasile Sav. De ce această alegere? În primul rând, cunosc prieteni, știu că profesorii sunt foarte buni și e foarte bun, îmi place. Îți place? O să-ți placă acolo un profil anume? Mate Info sau tehnică de calcul. Tehnică de calcul? Interesant. Știu, una... Și după ce termini cu examenele, ai să intri cu siguranță la Vasile Sava, acolo unde ți dorești. Ce, cum vrei să se desfășoare vacanța ta? Vacanța asta mi-am propus eu să fie cea mai frumoasă. Să am timp liber, să ies cu prietenii, mergem la un grătar, ceva, cu bicicleta. Drumeții, fără griji, nu? Foarte bine. Eliza? Păi... O să ies afară cu prietenii, o să mă distrez, o să mai învăț pentru clasa 8-a, ceva acolo. O să te mai antrenezi un pic, da? Mai ieșiți așa în fața blocului, vă mai întâlniți, mai stați pe o băncuță, da, discutați, da? Eu și Gaina. Da? Minunat! Deci iată că se mai întâmplă și copiii reușesc să-și trăiască copilăria așa cum de fapt este și firesc. Carina, planurile tale de vacanță? Știu că tu mergi în tabere, nu? Da. În tot soiul de tabere tematice, cel puțin ai făcut asta până acum. Da? În vara aceasta nu mai merg, dar avem planuri cu familia să mergem în Canada. Iată, o să-ți povestească Carina și o să-ți arate poze cu viața celor de acolo și o să iei decizia în cunoștință de cauză. Rareș, Vlăduț? Mai întâi să terminăm cu examenele și... Asta e prioritatea numărul 1. Și după distracție maximă. Sigur. Ce se poate. Să vină distracția. Ce înseamnă pentru tine distracție? Păi, distracție. Mai multe petreceri. Să zicem petreceri în pijamale. Fac și băieții petreceri în pijamale? Așa. Ieșiri cu cortul. Plimbări foarte multe. Au încredere părinții să vă lasă să ieșiți singuri sau sunteți supravegheați de către un adult? Cred că mă vor lăsa să mă duc singur. De data aceasta, mai ales dacă o să ai note bune la capacitate, o să fii recompensat în sensul acesta. Acum, pe final de emisiune, un sfat pentru adulții din piața voastră. Ce i-ați sfătui? Ia să începem cu Vlăduț, că e mai curajos așa. I-aș sfătui să rămână așa cum sunt. Pentru că este spre binele nostru. Chiar dacă unii copii nu înțeleg acest lucru și cred că vai, vrea răul sau nu știu ce, dar de fapt ei se gândesc la ce este mai bine. Deci să rămână fermi. Da. Da?
și să o ia același hotărâri și atitudini ca până acum. Carina? Să fie însuși. Să fie însuși, Elisa? La fel. La fel. Vă plac adulții din viața voastră, da. Nu a schimbat nimic la ei, nu? Da, sunt rareși. Cu cât mai multă libertate, mai ales în timpul școlii, clasa a 8-a, mai bine, nu știu, stai în casă și înveți și mai ales că noi credem că e o pedeapsă, dar de fapt e spre binele nostru. Când vă dați seama de lucrul acesta? Pentru că bănuiesc că de față cu părinții nu recunoașteți niciodată acest lucru. Da, mama, ai dreptate că în loc să mă lași să mă plimb o oră cu bicicleta, mă stresezi, eu să stau să învăț la matematică. Da. Hmm? Dar bine că ați recunoscut-o la televizor. Da. Asta o să fie o probă pentru părinții voștri și cu siguranță o să o păstreze acolo. Mulțumesc tare mult, sunteți copii frumoși, sunteți copii conștiincioși și iată că reușiți să stabiliți un echilibru între viața voastră, între activitatea de la școală și timpul vostru pe care îl dați așa spre relaxare și spre distracție. Avem, într-adevăr, copii foarte isteți și copii care vor deveni cu siguranță niște adulți responsabili. Succes și în competițiile voastre sportive. O să veniți aici la orășelul nostru la să vă distrați? Categorii. Ce vă atrage cel mai mult? Ce activitate sau concertele? Ce? Nu, adică eu nu prea am treabă cu concerte, tot o să merg și o să mă uit. Astea de distracție, cum ar fi mașinuțele. Da. A, încă vă mai dați în mașinuțe, ce mai avem, umbrăluțe, o caracatiță. Da? Da? Sunteți îndrăsneți așa, le încercați? Da. Da? De ce nu? Am să vin și eu alături de voi, chiar îmi doresc să fac lucruri pe care, iată, nu le-am mai făcut, nu m-am dat niciodată în caracatiță. Cred că ar fi timpul să spun da și să încerc. Mulțumim, dragii noștri, pentru faptul că ne-ați urmărit, să luăm aminte de la copii, să dăm dovadă și de responsabilitate, să dăm dovadă și de conștiinciozitate, dar în același timp să ne acordăm timp și pentru sufletul nostru și e bine că în România există astfel de activități pe care le putem accesa. Vă doresc un weekend absolut minunat, plin de zâmbete și de oameni frumoși.